Salutări pe Nenghi, eu sunt Simbol, iar acesta este un episod din FIFA 15 România, care aduce jucător, bineînțeles, la echipa noastră Barcelona. Avem un meci destul de important contra celor de la Standard Liege. Da, jucăm la ei acasă, așa că o să fie un meci destul de interesant. Ar trebui să-i batem fără niciun fel de problemă, însă, cine știe, poate o să ne pună și ei niște probleme. Însă, azi nu ce se va întâmpla, să trecem direct la meci. Cred că, da, bineînțeles, Messi nu joacă. Da, asta e deja o problemă în care pe mine nici nu mă prea interesează așa de mult, pentru că suntem noi titulari, așa că putem duce echipa spre victorie fără niciun fel de problemă. Da, și bine, nu, bineînțeles, vreau să vă mulțumesc că ne susțineți prin like-urile voastre pentru noi. Înseamnă foarte mult că ne apreciați videoclipurile și că vă uitați la ele mereu. Și hai să vedem ce s-a întâmplat în acest match contra celor de la Standard Liege. O echipă bună, așa că hai să vedem ce s-a întâmplat. Foarte bună intervenția lui Neymar, care joacă destul de bine în apărare, am văzut în ultimul timp. Bine, cel puțin în joc, nu știu, în realitate nu e bun în apărare, dar bă, în joc chiar e bun. Și ăsta a fost un foul clar. Suarez așteaptă, de fapt noi așteptăm că ne-a dat mingea înapoi, eu aștept să dăm un șut de aici, poate. Oh, stai, aș putea să cer pas, dacă ăsta, i-am cerut odată așa. Și a dat-o la mama naibii și din nou a dat-o la mama naibii. Știu că nu arăta gol din lovitură liberă, pentru că calculatorul bate foarte slab lovitura liberă. Cel puțin în cariera de jucător, așa dacă joci contra calculatorului, mai bate și bine. Chiar mi s-a întâmplat să-mi dea gol calculatorul din lovitură liberă, însă nu bate bine, credeți-mă, dacă lăsați la cariera de jucător și mai bine cer pas acolo și poate dau o pasă de gol sau poate chiar dau eu gol. În fine, iar fac schema asta, asta mă enervează, frate, la calculator, stă și pierde timpul. Bineînțeles, asta ar face și Standard Liege în realitate, având în vedere că e o echipă mult mai slabă și deși joci acasă, bă, cu Barcelona, aia te aperi, aici o lovitură slabă de cap. A fost omul de lângă mine, însă, bine, eu nici nu trebuia să stau acolo, eu m-am dus intenționat acolo ca să mai acopăr un colț, însă eu nu o să câștig un duel la cap decât foarte rar. Pentru că, bă, sunt mic și calitățile mele sunt altele, nu să sar la cap, așa că eu n-ar trebui să stau în careu. În primul rând, ar trebui să stau acolo să pot să pornesc un contraatac. Sunt, asta e decizia între noi, mai ales că sunt și câmă. Dacă eram câmă, stăteam în atac, asta era șmecheria. Însă azi vedem de Olofeu cu o pasă bună, în sfârșit face și el ceva bun. Azi ne o pasă, bă, Iniesta, mă, am crezut că te duci încolo. El a plecat pe un alt culoar. Dacă s-ar fi dus încolo, ar fi scăpat pe un culoar super bun și ar fi fost liber. Jordi Alba cu o pasă bună aici pentru noi. Hai să vedem poate un șut. Ah, bă, da, bine a intrat ăsta. Suarez încearcă printr-o alunecare disperat acolo să recupereze mingea, însă nu o face. Mascherano foarte bine dă cu capul și haide, haide Neymar. Oh, ce pasă bună. Hai, un fake shot, tată. Ok, foarte bun fake shot-ul. Încercăm să găsim o pasă, este bună și assist din nou. Asist din nou pentru Suarez. Bă, câte pase de gol i-am dat lui Suarez. Chiar îmi place să fiu mijlocaș și cred că a fost o decizie bună când m-am făcut mijlocaș, pentru că majoritatea se fac atacanți și bă, am zis hai să fac și eu ceva diferit, să fiu că am, e pe aproape de poziția de atacant. Bine, deși nu am prea jucat eu pe poziția de că am, mi-am ajustat singur poziția, ca să spun așa, și m-am dus acolo și am stat un pic într-o poziție mai ofensivă și am făcut treabă bună și asta mă enervează că deși nu mă pune pe poziția de CAM, are pretenții de la mine ca pentru un jucător CAM, adică îmi cere să creez foarte multe ocazii de gol, orică le finalizez eu, orică dau pase de gol și da, cere foarte multe chestii și bă, sincer, n-aș avea nimic împotrivă dacă aș fi CAM, pentru că, gândiți-vă, aș putea să stau mult mai în față. Ați văzut de unde a trebuit să pornesc eu cursa aceasta, de la noi din careu, de la noi din teren. Și asta m-a făcut să pierd destul de multă stamina și când ajung la poartă, eu nu prea mai am stamina. Și, da, ori mă prinde fundașul din urmă, ori nu mai am putere să finalizez și ocazia, bineînțeles. Dar bă, cu timpul ne mai crește și stamina. Poate cine știe, cu timpul o să ne pună și pe poziția de CAM într-un final. Și mulți dintre voi mi-ați întrebat dacă o să mă transfer, dacă o să primesc o ofertă, bineînțeles, de la o echipă bună, tot așa. Bă, depinde. Dacă voi vreți,
Pot să mă transfer, bineînțeles, însă aș vrea să stau un pic și aici, pentru că vreau să fac ceva în genul, să schimb un pic campionatele. Adică să stau un an, doi la Barcelona, un an, doi la Bayern München, un an, doi poate la o echipă în Anglia din nou, cine știe. Așa să schimbăm puțin campionatele pentru a, na, să nu ne plictisim, să nu ne uităm la aceleași meciuri în fiecare sezon, că dacă stau așa și stau numai la o echipă, bineînțeles, atunci mi-aș limita adversarii, ca să spun așa. Bineînțeles, ar fi meciurile în Champions League, însă n-ar fi așa de multe și, na, poate voi vreți să vedeți și altceva. Bineînțeles, dacă voi vreți să mă mut la altă echipă, poate o să fac și asta, dar bine, vreau să stau puțin și la Barcelona, pentru că e o echipă foarte bună și ei au fost prima echipă care s-a interesat de mine, deci nu o să uit niciodată asta. Poate, cine știe dacă o să mai vrea Barcelona la finalul carierei mele, să ne încheiem și cariera la Barcelona. Dacă voi vreți, eu pot să rămân tot timpul la Barcelona, n-am niciun fel de problemă. Aici dau o pasă foarte bună pentru Suarez, însă nu reușește să facă mare lucru și se termină și prima repriză. Ok, bă, până acum e foarte bine, biete și la ei acasă și îi batem fără niciun fel de problemă, asta e foarte bine. Cer aici pasă, însă nu primesc, să am de Sergio Busquets, bravo, mă, îmi place de el. Deși nu prea îl consider un jucător foarte bun, a făcut bine că mi-a dat pasă. Aici dacă pleacă Suarez pe culoare, ai mă, Suarez, mă, unde te uiți, mă, frate? Ăsta, uite că am trebuia să atacăm la poarta asta, se ducea în partea cealaltă, nu știu pe unde naiba se ducea. Însă avem 1-0, nu mai sunt așa stresat că, bă, ce fac că n-avem gol sau chestii de genul. Pur și simplu, hai să vedem, o, ce fază, ai mă, bă, faul, mă, bă, cum naiba n-a fost ăsta faul? Eu înțeleg că a atins și mingea, că ăsta e adevărul, a atins și mingea, pur și simplu. Însă, după aia nu poți să-i rupi și piciorul adversarului să te duci cu talpă pe gleznă sau ceva în genul. Însă, hai mă, Suarez, pleacă, bă, nu vrea mă Suarez ăsta să mai dea un gol. Cred că vrea să mă lase pe mine să dau gol. Un fake shot, ce frumos trec aici, bă, hai mă, de ce mi-ai blocat faza aia așa de frumoasă? Cât de frumos l-am pus pe ăla să facă alunecare acolo și l-am driblat. Chiar era o fază frumoasă, păcat că a fost stricată, ca să zic așa, de un tackling foarte bun al portarului, că mai mult a fost un tackling, nu a plonjat să apere șutul ăla, mai mult a sărit acolo să apuce mingea, să-mi ia din picior, practic. Nici nu am apucat să dau șut, cred, nici nu mi-am dat seama că a fost acolo foarte multă aglomerație și fundași adversi și noi și portarul. Ok, însă hai să vedem, cred că o să mai avem ocazii în meciul ăsta, e de-abia minutul 60, așa că nu este timpul pierdut să dăm și noi un gol. Oricum evoluția e foarte bună, avem deja un assist. Ne facem treaba de KM și asta e foarte bine. Hai mă, să țin mingea asta în teren, dar nu vrea ăsta al meu să alerge, nu înțeleg de ce. Da, nici n-am vrut să sar acolo la cap, că știam că n-am nicio șansă. Aoleo, ce fault! Și ăsta cred că e primul meu fault urât de când am pornit această serie. Da, n-am vrut să fac asta, am fost un pic prea energic, vrut să plecăm repede pe un contraatac și faultul a fost evident, n-am ce să spun, a fost clar. N-am avut legătură cu mingea, însă astăzi eram destul de aproape de minge. Însă merit cartonașul galben, nu era de roșu pentru că nu m-am dus cu talpa sau ceva. Bine, nu că în FIFA ar conta, pentru că în FIFA degeaba te duci cu talpa. Se poate să te duci cu talpa și să nu dea galben și când te duci la un fault ăsta așa, normal, gen să tragi de tricou sau așa, dă direct galben. Asta e pentru că în FIFA nu există talpă sau chestii genul, sau joc periculos. Încă nu sunt toate chestiile din fotbal, însă ei încearcă în fiecare an să facă jocul cât mai real. Și asta e bine, asta e foarte, foarte bine. Și da, bineînțeles, de-aia tot cumpărăm noi jocul, cei care îi jucăm și chestii genul. Bine, mai sunt și alții care îl downloadează de pe net, asta e decizia lor. Eu, mie îmi place să-l cumpăr ca să pot să joc și online și chestii genul. Messi cu o pasă bună, o încercare de pasă, care era o încercare bună. Bine, eu l-am sfătuit să-mi dea pasă pentru că venea fundașul acolo pe el și cred că ar fi pierdut mingea. Nu zic că Messi e slab, însă totuși controlare calculator, orice jucător poate să fie slab. Ok, ai mă! Ce bă, dar ce mă enervează ăștia care se bagă așa în față? Deci asta e real la FIFA 15. Chestia aia, deci vă spun 100%, ai obstrucție. Nu ai voie să te bagi în față, ai voie să protejezi mingea, nu mă înțelegeți greșit. Însă când mingea e la tine, nu când te bagi în fața unuia care aleargă, te bagi pur și simplu în fața lui așa, bum. Ai obstrucție, vă spun 100%, sunt 100% sigur. Și dăm și noi un gol, dăm și noi un gol cu piciorul stâng. Din nou marcăm cu piciorul stâng, am foarte multe goluri cu piciorul stâng. Însă aici a fost o greșeală de portar.
Chiar nu înțeleg ce a făcut. What the fuck, ce față am făcut acolo. Nu știu dacă v-ați uitat, dar am făcut o față ciudată, rău de tot. Însă golul, bă, aia e, noroc, noroc, n-am ce să fac. Dacă n-a putut să apere șutul, ghinionul lui și norocul nostru, până la urmă. Pentru că, na, adversar mai slab, logic au și portar mai slab și devin și... apar, de fapt, și gafele astea, neforțate, bineînțeles, că nu-ți doresc să iei un gol ăsta așa pe colțul scurt. Însă, hai să facem și dubla, mă, băieți, mă. Și bum, golazo, șut perfect de data asta. Acum n-a mai fost vorba de noroc, am dat cu piciorul meu de bază, șut la colțul lung, gol, dublă și asist în acest meci. Cred că este cel mai bun meci al meu de când am venit la Barcelona. Am mai avut gen două asisturi pe meci sau alte chestii, însă ăsta clar e cel mai bun. Am două goluri și un asist, care e super ok. Ce frumos sărea așa mingea. N-a fost un șut puternic sau așa, însă nu știu de ce a sărit. A ales să sară cu piciorul. Și avem două goluri foarte rapide. Laveți intră și el. Și asta a fost un transfer nereușit pentru el, pentru că la PSG era titular, bineînțeles, și la Barcelona, care nu e cu mult peste PSG, adică, bineînțeles, este mai bună, pentru că cam peste tot i-au bătut și chestii de genul. Însă, bă, mai bine stai la o echipă care e un pic mai micuță, dar tot joacă în Champions League și se duce destul de mult, gen în semifinale, în sferturi, decât să te duci la o echipă care, să zic, ajunge în finală, dar tu nu joci deloc, știi? Adică, bă, te duci și stai pe bară sau intri 5 minute cum intri el în fiecare meci. Aici nu știu ce a fost centrarea asta, a fost o centrare foarte aiurea, însă deja este 3-0, meciul ăsta e, a fost așa un meci simplu, trebuie să recunosc că contra celor de la Standard Liege, ei au jucători gen 70-70 ceva, noi avem cam toți jucătorii spre 90, deci vă dați seama cât de simplu a fost meciul. Și bineînțeles să ne aplaudăm aici fanii că ne-au susținut și avem un rating imens, 9,3, 2 goluri și un asist, cum v-am spus. Și bineînțeles, nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, la 80 de like-uri apare episod nou și eu sunt Simbol, până la viitoare, salut!